A fost îmbulzeală la deschiderea unui supermarket din capitală. Încă de la prima ora a dimineții, clienții și-au luat cărucioarele și au format o coadă infernală în așteptarea deschiderii porților. Majoritatea pensionari, oamenii s-au înghesuit pentru a prinde ofertele la banane, ulei și zahăr. Coada s-a întins pe câțiva zeci de kilometri până în parcare, iar angajații au montat garduri pentru a facilita accesul în supermarket. Haideți să urmărim împreună imaginile de acolo. Alo, alo.